Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună revedere la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru, vă mulțumesc că sunteți și astăzi în fața micului ecran sau pe RCIS FM să ascultați continuarea acestei povești atât de frumoase pe care am început-o săptămâna trecută. Și nu e o poveste din cărți, e o poveste de viață, o poveste din viață. Povestea trăirilor părintelui Gică Păuleț de la Congregația Augustinienilor Asumționiști. Părinte, bună revedere, vă spun! Mulțumesc și sunt fericit din nou să vă regăsesc pe dumneavoastră și pe toți telespectatorii. Știți că reacțiile după prima noastră emisiune au fost extrem de pozitive și mai ales curiozitatea este foarte mare în rândul celor care ne urmăresc. Pentru că toți se întreabă, iată, a crescut atât de frumos într-o familie la Barați, a crescut totuși în timpuri care nu au fost favorabile și vom vedea acest lucru și în ceea ce s-a întâmplat mai departe, dar iată, a ajuns să fie preot, practic să-și urmeze visul. Și atunci vă întreb, când s-a născut în dumneavoastră această dorință și când ați simțit prima dată că vreți să urmați această cale de a fi preot? Cu siguranță această reamintire va trezi emoții în sufletul meu, pentru că este marcantă și m-a marcat. Spuneam în emisiunea trecută că eram ministrant, mâna dreaptă a părintelui paroh Petru Patrașcu și aveam, cred, 10 anișori în momentul în care am asistat la reținerea părintelui paroh de către securitate, pentru că începusem, el avea acest proiect de a mări bisericuța care exista la Barați și făcuse el niște magazii prin jur și după aceea am început să construim în interior. Bineînțeles că a fost denunțat și a venit securitatea și l-a oprit. Și atunci mi-a venit în gând ce vom face dacă nu se mai întoarce. Rămânem fără preot. În gândul unui copil de 10 ani. De 10 ani, da. Mi-a venit această reacție. Anișorii au mai trecut și cum citeam foarte des la Sfânta Liturghie, într-o duminică am citit din istoria lui Moise și aceste cuvinte din partea lui Dumnezeu care îi sunt adresate lui Moise, am auzit glasul, strigătele poporului meu, am văzut durerea în care se află și așa mai departe, continuă textul, mergi, te trimit. Aceste cuvinte m-au marcat, a trezit ceva în mine. Pe moment, bineînțeles că nu puteam să numesc ce anume și așa mai departe, dar Dumnezeu a continuat lucrarea sa în taină, așa, până, ca să zic, în anii 1984, când mă simțeam pregătit și vroiam și chiar aveam încurajările necesare pentru a veni la Iași și să dau examen, cum era atunci, pentru a intra la seminar. Din nefericire, a trebuit să mai aștept încă 2 ani, pentru că intrările, primirile se făceau odată la 4 ani. Și eu, având 14 ani, trebuia să aștept încă 2 ani pentru ca să pot să intru la micul seminar sau așa. Bine, timpul a trecut, am ajuns și în 86, în care, după ce am terminat școala, mi-am spus, zic, spre ce mă orientez. Și eram 3-4 din Barați, care ne-am prezentat la Iași pentru ca să dăm la seminar, să dăm acel examen. Și îmi amintesc, părintele Despinescu ne-a primit în anfiteatru, eram 400 de tineri. Pe câte locuri? Pentru 10 locuri. Și a îndrăznit să spună faimoasa frază din Evanghelie, mulți sunt chemați, puțini aleși.
pentru că știm foarte bine, era statul care determina numărul și așa mai departe. Ei, și bineînțeles, nu am fost printre cei 10 și atunci îmi puneam întrebarea, ce voi face? Ați fost dezamăgit? Da. Da, pentru că în momentul în care m-am prezentat seara la liturghie, părintele paroh îmi spune, Gică, după liturghie, dacă vrei, luăm masa împreună și să discutăm puțin. Și mi-a dat acea scrisoare, dacă mi-amintesc bine și nu greșesc, cred că au fost intrări, 8 finalmente în loc de 10. S-a mai schimbat între timp și așa, deci și mai puține locuri, da. Iar eu eram după acest număr de 10 intrări. Am fost dezamăgit și zic, mă, trebuie continuată viața. Îmi doream foarte mult să merg la universitate. Când auzeam că XY este student, îmi spuneam, trebuie să fie un lucru mare să fii student. Și nu. Nu aveam brațul lung, cum spun francezii, nu aveam pistoane, nu aveam pile pentru ca să putem merge părinții cu simplitatea lor și zic, măi, trebuie să intrăm în viața muncii. De acum mă orientez spre o școală profesională. Cu gândul că renunțați la visul, la chemarea pe care ați simțit-o de a fi preot, ce gândeați atunci? Cu gândul de a renunța, evident. Să vă faceți o familie, cel să puțin, aveți un serviciu, să alegeți cealaltă cale. Cel puțin pentru un an. În primul an am sperat că voi putea după aceea, eventual, să reîncerc din nou. Dar știind că trebuie să mă aștept 4 ani, am spus, zi, gata. În 4 ani trebuie să vă faceți absolut, o viață. Absolut, pentru că nu pot să rămân așa. Și v-ați dus la liceul Leta. Și am mers la liceul Leta, dar înainte de liceu, în cadrul liceului, m-am înscris la școala profesională, care era un an și jumătate atunci, tocmai pentru a accesa cât mai repede pe piața muncii, pentru că trebuia să ajutăm și familia, și să susținem și să încep să zbor de propriile aripi. Da, și după un an de școală profesională, mai rămâneau 6 luni. Și s-a deschis în acea perioadă posibilitatea de a continua liceul pentru cei care doreau, liceul Seral. Și doamna dirigintă pe care o aveam, tovarășa dirigintă pe care o aveam atunci, vine și la mai mulți dintre noi ne explică, ne spune, ar fi bine, și îmi spune și mie, Gică, ar fi bine să te înscrii la liceu. Nu se știe niciodată, dar e bine. Te mai tolerăm și noi, chiar dacă munciți și așa, nu veți lucra schimbul 3 decât 1. Deci erați deja angajat dimineața, la fabrică. Eram deja, da, și așa. Nu trebuie, ce, lasă, studii, acum vreau banul meu, merg la muncă, nu vreau studii. Mai gândește-te mai. Și cât în glumă, cât în serios, cu încă câțiva colegi, am acceptat. Și am început, efectiv, și Seralul, în așa fel încât mă trezeam dimineața la 4 și jumătate, luam o bucătură de ceva, o felie de pâine cu dulceață și bicicleta și pe toată șoseaua Varianta până la Narcisa, mergeam la servici dimineața, la 6:15 eram pe post și până la ora 2, iar de la 3 la ora 20 mergeam la cursuri. Vreau să vă întreb dacă în această perioadă de 3 ani, 4 ani în care ați lucrat și practic ați renunțat oarecum la această idee de a fi preot, ați rămas aproape de biserică. Vă mulțumesc pentru întrebare, este pertinentă și iată răspunsul meu. Da, aveam gânduri de a mă îndepărta puțin și vă dau o anecdotă. Când veneam în weekend acasă, mergeam la biserică, evident, dar am început să merg în mod expres în întârziere. În întârziere și când intram în biserică, mă ascundeam după un stâlp, pentru că în bisericuța de la Barat sunt 4 stâlpi, coloane impunătoare, așa, și mă ascundeam pentru ca părintele paroh să nu mă mai cheme
să citesc lecturile, pentru că mă retrăsesem, nu mai eram, deși eram foarte aproape, nu, de activități, de cateheze, ceea ce se făcea, dar fiind ocupat și cu serviciul și cu liceul și așa, nu mai veneam deseori. Și în familie chiar mi s-a spus unul din frați: Gică, dacă nu ai intrat la seminar, nu are rost să mai mergi să citești. Nu are rost să mai mergi. Bun, cred că am fost afectat de această remarcă și veneam expres în întârziere la Sfânta Liturghie și mă așezam după un stâlp. Să nu mă vadă părintele. Cum făcea, mă vedea. Și după ce termina mărire, Gică, vino și citește. Deci fă striga de pe altar. Spunea la microfon, vino și citește. Și mergeam, mai ales că înainte aveam și anumite coduri. Când existau spioni în biserică, eu și cu el aveam codurile pe care eram însărcinat să le transmit oamenilor, etc. Ar fi multe de povestit, dar nu intru în detalii. Și ce s-a întâmplat între timp? După primul an de liceu, primul trimestru, semestru, doamna directoare a liceului, care mi-era și profesoară de matematică, îmi spune, Gică, la sfârșitul orei aș vrea să discutăm. Numai la matematică nu mi-a fost gândul toată ora aceea. Și la sfârșitul orei îmi spune, uite, Gică, avem nevoie de un pedagog pentru internatul liceului. Pentru că doamna care este actualmente intră în concediu de naștere, etc. Și avem nevoie de un pedagog de noapte. Și m-am gândit la tine. Wow! Era o onoare, da, dar mă găseam prea tânăr pentru tineri, nu? Ei, și la care doamna a simțit ezitarea mea din start și îmi spune, știi, nu te putem plăti, dar vei avea o cameră, vei mânca la cantină, vei avea pachetelul pentru la serviciu, etc. Și practic nu mai făceam acea navetă despre nu care mai făceam acea navetă. Da. Și când zic am nevoie totuși de ceva timp de gândire, vin acasă, întreb și pe ai mei le spun, nu? Și tata îmi spune: ce mai înseamnă și asta, măi, tată, că eu nu știu ce înseamnă asta să fii pedagog? A, nu mai vii acasă la muncă? Asta era, fugi de muncă? Fugi de muncă, nu mai vii acasă la muncă. Da, și a fost providențial. Și ați acceptat? Am acceptat. A fost providențial. Când doamna directoare m-a prezentat mai întâi partea căminului fetelor, când am intrat acolo, eu tinerel și toate fetele, wow, pedagog, tânăr, ești de-al nostru de acum, la fel și la băieți. Și spun că a fost providențial pentru că am făcut o lucrare extraordinară și cu relectura vieții îmi spun și acolo erau semințe care au fost deja semănate sau apărea nu, acela de a lucra cu tinerii, de a fi sensibil la căutările lor. Și eram cel mai cool pedagog. Pentru că, un exemplu doar așa, seara și eu eram controlat la rândul meu de către paznicul de noapte. Și la ora 10 era stingerea. Și trebuia să nu mai existe nicio lumină, nimeni pe culoare și așa mai departe. Iar eu am găsit o șmecherie, desfăceam gemulețul de la ușă, așa, puneam lacătul pe exterior să vadă că culoarul este încuiat și așa mai departe, iar eu eram în interior și mergeam din cameră în cameră pentru a le spune noapte bună, pentru a-i asculta, pentru a vorbi, deși era interzis. Le-am instalat difuzoare cu muzică, le dădeam muzică din camera de la mine, pe urmă am făcut educație cu tinerii, din toate punctele de vedere, așa. Vă pregăteați să fiți asumționist, exact. De fapt, era pregătirea. Și, da, și mergeam cu cei care erau catolici, mergeam la biserică în centru.
Și nu mai mergeam, nu mai veneam acasă la, la barați. Și gândul acesta, da, era între a fi, a nu fi, zic, mă, e bine și așa. Și mă gândeam, efectiv, după aceea, la o practic, viață intervenise de familie. O resemnare în ceea ce privește intenția inițială de a urma calea preoției. Era o resemnare, absolut, n-a fost să fie, absolut, e exact, altceva. Absolut. Ce s-a întâmplat totuși? Absolut. Undeva prin 1992, cred. Ce s-a întâmplat? Da, deci după bacalaureat am făcut serviciul militar, pe care l-am tot anulat, decalat, mai degrabă zis, din cauza liceului, însă de data aceasta nu am mai scăpat și a trebuit să merg. Am făcut serviciul militar un an de zile la Botoșani și la Tecuci, după care ești un bărbagic acum. Ai și armata, ce-ți rămâne de făcut? Însoară-te, fă-ți o casă și ia viața în piept. Ceea ce am făcut. Ce ați făcut din toate astea? Am început să-mi construiesc casă, pentru că între timp s-au redat pământurile, etc. Și tăticul îmi propusese și mie o bucată de pământ. Am început să construiesc casa. Mi-am căutat și pe cineva ca să mă însor și așa. Însă Dumnezeu iarăși intervine când nu te aștepți. Și într-o noapte am fost trezit de o voce interioară puternică cu aceste cuvinte, motamo. Nu, tu nu ești pentru căsătorie. Am alte planuri cu tine. Vocea aceasta m-a bulversat enorm de mult. Mămica ne spunea nouă tuturor, dacă cumva ai un vis așa care te tulbură, să privești pe fereastră și totul va pleca. Am privit eu mult și bine pe fereastră. Nu a plecat, era aici. Și bine, dar la fel, vine, pleacă. Nu am mai dat importanță, am reușit să trec peste. Până într-o zi când, iarăși, părintele paroh mă cheamă și îmi spune, Gică, uite, am o veste pentru tine. Știi, eu și în timpurile trecute mai fugeam, mergeam din când în când în Italia pentru a aduce diapozitive cu care făceam cateheza, Calea Crucii, etc. Era foarte, foarte interesant. Și stăteam la niște preoți. Acum au venit ei la mine, i-am primit ieri și mi-au spus lucrurile acestea. Pedro, dacă cunoști anumiți tineri care doreau să intre, să aveau vocație și nu au putut să se realizeze, noi îi putem primi, îi putem forma și vom vedea după aceea. Dar este în Italia. Și îmi mai spune un lucru care m-a marcat foarte puternic și aici se vede ignoranța pe care o aveau sau din neștiință, îmi spune, Gică, știi, e o problemă. E să fii preot, dar nu ca mine, nu știu cum să spun. Nu știa să vă explice de fapt ce nu congregație, nu știa, pentru că era o congregație, da, era o... Și îmi spun, e să fii preot, dar nu ca mine, nu știu cum să spun, nu știu. Și e în Italia. În Italia, dar ce să fac eu în Italia? Eu m-am apucat de casă aici. Exact, tocmai, nu? E, până la urmă, îmi spune, știi, mai este și domn de la Piatra Neamț, așa, era părintele Budău atunci, îl denunț. Și are și el câțiva tineri, dacă vrei, vă punem în contact și gândește-te. Nu am pașaport, nu am, las ca asta, rezolvăm, tu gândește-te dacă vrei, așa. Și din una în alta, până la urmă, am zis da. Plec. Ce au spus părinții? Îmi închipui că v-a zis acasă și le-a zis, mă duc să fiu preot, dar nu ca părintele. Exact. Le-am spus că voi pleca și am fost foarte radical. Eu plec indiferent ce spune. Astăzi, nu cred că aș mai face aceeași prostioară pe care am făcut-o. În ce sens am fost radical? Nu, la părinți am spus. Tăticul nici da, nici nu, a rămas oarecum surprins,
a rămas oarecum surprins, dar nu m-a împiedicat sau însă mămica nu înțelegea nici ea, ea atât a vorbit prin plâns. De fericire sau de... Nu știu. Spaimă. Dar de ce nu ne vom mai vedea? E departe. Nu știam ce se întâmplă, nu în, în lumea din vest. Și așa am început să învățăm puțin limba italiană, cât de cât să ne descurcăm. Și în ziua în care, sau în săptămâna, mai bine zis, în care Michael Jackson venea pentru prima dată la, la București ca să țină concertul său pe 1 octombrie 92, în ultima săptămână din septembrie, atunci cumpărasem bilete să mergem cu trenul, bineînțeles, până la București, Austria, etc. și Roma. Nu am putut să urcăm în tren. Am intrat pe fereastra aceea mică, cum erau vagoanele înainte, era plin, arhi-plin trenul de toți moldovenii care coborau de la Suceava, care mergeau pentru... Da, este amintirea aceasta, așa zic, fier ar să fie. Acum și-a găsit Michael Jackson. Da, și am ajuns în Italia, la început am fost bine primiți, evident. Imediat am început și cursurile de limba italiană, dar și filozofia la San Giovanni Laterano, la Universitatea la San Giovanni Laterano. Dar luna de miere fiind terminată... V-ați retras din acea congregație. Nu imediat. A fost foarte... Au apărut, și înțelegeam și noi acum, au apărut anumite dificultăți și mai ales umiliri. Am fost umiliți, românii, voi sunteți proști, voi nu știți să gândiți, v-au spălat creierul, când ne întâlneam cu anumit responsabil, ne puneau lampa, suntem aici împreună, ca și cum dumneavoastră acum mi-ați pune lampa în față, le-am spus, dar pentru ce face? Dar nu, așa v-ați crezut, nu, așa ați fost obișnuiți, nu, așa ați fost, etc. Eram spionați peste tot, pașaportul care ne-a fost reținut, nu aveam niciun document la noi, nu aveai o liră cu tine, nu aveai... Foarte, foarte strict, în fine. Și au fost momente, dar am zis, măi, fac parte din ele, nu asta, am văzut atâtea în viață și sunt forjat. Până la Crăciun, când au început o serie întreagă de tineri, pentru că eram în jur de vreo 35-40 de toată lumea, și a plecat, au început să plece, după care noi mai eram încă cu... Încă unul, noi am cerut în aprilie, în mai să plecăm, pentru că atunci, într-adevăr, spuneam, a fost greu și nu aș mai face lucrul acesta. Când am plecat, am împărțit totul. Am dat casă, am dat haine. Când ați plecat din România? Din România. Da. Pentru mine era ca și Abraham, plec și nu mă mai întorc decât și las totul. Și exact lucrul acesta am făcut. Când am făcut lichidarea la Letea, mi-am luat o garderobă nouă de haine și cu astea am plecat. Restul am dat tot în stânga, în dreapta și casa am lăsat și nu mai aveam nimic al meu. Acasă. Practic nu mai aveți la ce să vă întoarceți acum. Aveam familia, dar munca evident din cei 4 ani, nu? Evident că tentația era aceea de a mă reîntoarce. Dar am trăit sentimentul fiului risipitor, chiar dacă nu în acest domeniu, în sensul că mă întorc, cum spune românul, cu coada între picioare. Exact. Și ce voi spune acasă? Cum voi spune? Toate aceste întrebări, a fost o luptă interioară foarte, foarte puternică pentru a nu spune și lacrimi și toate acestea. Ei, dar Dumnezeu, în Paștele din 93, am trecut de la moarte la înviere. Pentru că mă aflam în Bazilica Sfântul Petru la celebrarea de Paști, celebrată de Papa Ioan Paul al II-lea. Iar după, la sfârșitul celebrării, spre ieșire, m-au gică.
mă reîntorc. Văd două persoane care mi-erau cunoscute. Zic, dar ce faci tu aici? Dar tu ce faci aici? Etc. Discutăm. Aveau să fie surori oblate asumționiste și, evident, ne împărtășim unul altuia ceea ce trăim, sentimentele, dificultățile, la care una dintre ele îmi spune, dar tu știi că asumționiștii deschid o casă în România acum, etc. Dacă vrei, te putem pune în contact cu ei și așa. Și s-a întâmplat lucrul acesta, pentru că primul asumționist pe care l-am întâlnit era la Roma și era superiorul general, care el nu vorbea italiană, noi nu vorbeam franceză și atunci am făcut apel la o altă soră care ne-a ascultat, ne-a îndrumat, etc. Și lucrurile s-au accelerat foarte repede pentru că se apropiau examenele, nu mai aveam liniște, pace interioară și atunci ei au spus, măi, noi aici suntem casă generală, dar dacă într-adevăr nu se mai poate, vă primim cu mare drag. Și când am lăsat totul și trec peste detalii, am ajuns la casa generală a asumționiștilor. Era superiorul casei care făcea 2 metri, în grece Firmino, și când eram doi, ne-a deschis ușa, noi timizi, fricoșați, etc. Ne-a pus mâna pe umăr și a spus, trăiască libertatea, aici sunteți în Franța. Și am intrat, i-am explicat care, după 2 zile aveam pașaportul, aveam toate actele, titlul de soggiorno, cum era și toate, și au venit, ne le-au înapoiat spunând, acestea sunt ale voastre. V-ați recăpătat libertatea, de fapt. Ne-am recăpătat libertatea, încrederea, am liniștea și pacea interioară pentru a trece cu brio examenele. Iar la sfârșitul examenelor, tot superiorul casei vine cu un plic și spune, iată, acum mergeți o săptămână în vacanță la Florența, la Firenze, unde acolo veți întâlni alți tineri care sunt ca și voi în căutare, dar între timp venise și Monseñor Petru Gherghel cu părintele Mareș, așa, au trecut pe la asumționiști pentru că ei îi cunoșteau. Au trecut și le-au spus că avem 2 tineri aici din România, care iată, nu știu, și am avut o întrevedere și cu preasfinția sa, la care ne-a spus, mă scuzați, monseñor, vă imit, măi, trebuie să vă gândiți bine, măi, ce faceți, acum alegeți ori viața de călugăr, ori de preot, ori de familie, dar gândiți-mă bine. Și alegeți odată. Nu? Alegeți, nu? Da, și cu aceste gânduri. Și ce ați răspuns atunci? Ce ați răspuns preasfințitului? Vom alege, dar deocamdată să găsim liniștea și pacea interioară. Și într-adevăr așa a fost. După ce ne-am întors de la Firenze, încă un plic, și de data aceasta cu biletele pentru întoarcere în țară. Fără să ne întrebe dacă vrem, dacă... Din fericire pentru dumneavoastră putem spune chiar acasă. Pentru că Mărgineni e lângă Barați, era acasă. Da. Da. Și nu, veneam acum, practic, nu ca să intrăm la Asumțiune. Ei ne făceau favoarea aceasta pentru a ne întoarce în țară. Să ne regăsim familiile, să regăsim liniștea, să putem să ne reconstruim. Și ne făceau această favoare, acest serviciu pentru a ne repatria, între ghilimele. Ei, și totuși, subtil, dacă cumva credeți că sau vreți să continuați drumul vostru, să știți că la Mărgineni s-a deschis în 1992 o casă de formare pentru tineri, pentru oameni care își pun întrebările, care doresc să avanseze în viața consacrată. Ei, și ceea ce am făcut, ne-am reîntors acasă, ce să povestești, ce să spui la ce familie și așa, totuși cu multă discreție am spus că voi continua la asumționiști și efectiv m-am prezentat la Mărgineni,
Și explicând care au fost lucrurile, pe 19 iulie eram deja în casă la Mărgineni. Apoi de Crăciun ați făcut profesiunea? Da, bun. Pentru că mi s-a luat în considerație anii anteriori și anul de calvar, de formare și de deformare pe care l-am trăit la Roma. Am făcut 3 luni de postulat și după aceea am fost acceptat să încep noviciatul. Și am luat haina de călugăr în ziua de Crăciun. Și apoi au urmat studii, nu? Din 1995 până în 2000 la universitățile catolice din Lyon și Toulouse. Și ați ajuns acel student, nu? Cum v-ați dorit dumneavoastră și cum priveați în tinerețe cu respect la acei tineri care spun că sunt studenți, erați acum student și nu oriunde, ci în Franța. Știm bine că perioada aceea de studii n-au putut avea o încununare mai frumoasă decât sfințirea ca preot în anul 2000, anul jubiliar, nu? Și sfințirea a avut loc tot la Toulouse. Ce vă amintiți, părinte, despre acea zi pe care ați așteptat-o atât de mult? Pentru că dumneavoastră ați plecat în Italia când aveați undeva la 23 de ani. Alți preoți, poate cei care au intrat erau deja preoți la acea vârstă sau în jurul acestei vârste. Aveți deja o vârstă nu înaintată, dar oricum. Erați mai maturi decât alți preoți care au fost sfințiți înaintea dumneavoastră. În anul 2000, la Toulouse, visul vi s-a îndeplinit. Ați trecut prin atât de multe, pentru că n-a fost un parcurs ușor și îndrăznesc să spun că alții ar fi renunțat cu mult înainte. Sunt cu care mult, au făcut-o. Cu siguranță, dar v-ați văzut visul împlinit. Ce ați simțit în acea zi? Deja revin puțin înapoi, apropo de iată-te student, când am primit legitimația de student la Roma, am fost foarte emoționat și mi-am spus, zic, iată-te, Gică, în sfârșit ești student și într-o limbă străină ești student. Iar când am ajuns la Lyon și la Toulouse, la Lyon a trebuit mai întâi să dăm examene pentru limba franceză, pentru că să fii acceptat în universitate trebuie să stăpânești foarte bine scrisul și vorbitul. Da, toate acestea s-au împlinit, cum ați spus, am ajuns, pentru mine este un eveniment important și îmi permit să-l menționez, pentru că înainte de a fi preot, revenim călugări, suntem frați în Asumțiune și pe 6 septembrie 98, când este și ziua de naștere a mamei mele, i-am făcut acest cadou și la Barați, împreună cu alți 2 frați, am luat angajamentul de a trăi sfaturile evanghelice, voturile de castitate, sărăcie și ascultare, atunci. Pentru că nu putem să fim hirotoniți preoți dacă nu suntem mai întâi angajați pe deplin, pe viață, la Asumțiune, în cadrul familiei. Lucrul acesta fiind făcut, după aceea am fost hirotonit diacon și cred că am trăit mai multe emoții la diaconat decât în ziua hirotonirii ca și preot. Pentru ce vă spun lucrul acesta? Pentru că eram singur. Nu am avut absolut pe nimeni din familie, decât frații și surorile oblate, frații asumționiști, surorile oblate, care erau prin Franța la studii ca și mine în formare. Și îmi amintesc că am cerut ca în acea zi fiecare credincios, fiecare să vină cu o garoafă sau un trandafir roșu, pentru ca să îl depunem într-o vază în timpul procesiunii. Pentru mine, ce semnificație avea această garoafă sau trandafir? Datorită sângelui martirilor din 89, datorită lor, care ne-au liberat, care ne-au adus un suflu nou, am putut să-mi realizez vocația. Și era
o onoare, un clin d'œil, cum spun francezii, pentru toate aceste persoane care și-au dat viața ca noi să beneficiem de libertate și să putem ieși din țară. După 9 luni în care am avut diferite activități cu cei fără adăpost, cu copiii prin diferite școli, licee și așa mai departe, efectiv a sosit și ziua mare a hirotonirii. Și la fel, aveam posibilitatea pentru a fi hirotonit cu cei de la catedrală, cu seminariștii care erau în seminariștii dieceziei de Toulouse. Și am zis nu. Pentru că în parohia Sfântul Marcu, unde și Notre-Dame de Speranță, unde am făcut stagiul diaconal, acea biserică, acea parohie nu a avut niciodată o hirotonire. Și mi-am zis, eu vă voi face acest cadou. Deși monseniorul a insistat, ar fi bine, zic, nu, monsenior, aici și nu în altă parte, aici. Pentru că această comunitate care m-a învățat, care m-a ajutat să devin ceea ce sunt și astăzi, vreau să le fac acest cadou. Și iarăși nu am avut pe nimeni din familie, pentru că asumțiunea generoasă, a spus, 2-3 persoane din familie, nu mai mult, nu putem. Și cine a fost? Cine a participat? Nimeni. A, 2-3 persoane a zis, am crezut că da, a fost cineva. Da, nu, pentru că cum faceți o alegere în cazul acesta? Când ai alți 5 frați, nu era vorba de părinți, pentru că ei nu puteau să călătorească, nu aveau acte, pașaport și așa mai departe. Dar mi-am zis, zic, nu vreau să existe discuții. Și atunci? Nu vreau să dezmembrez fraternitatea și chem pe unul pe altul, dar de ce pe el, de ce nu pe mine? Și atunci am zis, zic, voi fi din nou categoric și vă veți bucura când voi veni și voi celebra prima liturghie în satul natal, când voi face primiția și așa. Iar emoțiile au fost foarte importante pentru că în acea seară era și finala Cupei Mondiale la fotbal. Cum v-ați lipit de fiecare dată la evenimentele la importante fotbal, să da, mai da, fie da, și ceva. Da, da, da. Și după predică, cineva anunța scorul Franței și așa. Și am fost hirotonit și pentru sărbătoare nu ne-am așezat la masă până când nu am văzut calificarea Franței în direct și așa. Știți, mai departe. Știți, îmi vine în minte acum ce face, de fapt cu ce am început noi discuția, mi-a zis că asumționiști știi, trebuie să fie într-o mână cu Biblia, într-o mână exact. Cu ziarul, a zis dumneavoastră. Da. Iată că și în viața dumneavoastră ați fost într-o mână cu Biblia, într-o mână și cu ceea sunt, ce se întâmpla important pentru, pentru oamenii din jur. Da, da, da. Face parte, cum am spus, din ADN-ul nostru, din suntem grefați pe aceasta, pentru că nu trebuie uitat că Asumțiunea are și o întreprindere de presă. Foarte recunoscută în Franța, mai puțin, dar care este internațională astăzi, da. Face parte și personal sunt sensibil și la lucrurile acestea. Aș vrea să ne întoarcem cu povestea la momentul în care v-ați întors acasă și v-ați reîntâlnit cu părinții, dar de data aceasta în calitate de preot. Bineînțeles, fiu al lor, dar de data asta preot. Cum a fost această revedere? Foarte entuziastă, dar și plină de emoții și de lacrimi. Plină de emoții și de lacrimi și mai ales în momentul în care tot pe 6 septembrie am făcut și primiția și am plecat de acasă împreună cu familia spre biserică, la care părintele Ferenc Stancău m-a primit, am celebrat. Momentul cel mai emoționant este, și cred pentru mulți confrați, preoți, în momentul în care îți împărtășești propria familie, le dăruiești trupul lui Hristos și există acea schimbare de daruri. Voi mi-ați oferit atâtea, mi le-ați oferit chiar și pe Dumnezeu și darul credinței, eu vi-l dau, păstrați-l în suflet, în viață și iată misiunea care mi este astăzi este de a-l dărui pe Hristos sub diferitele forme. A fost emoționant, da.
Ați fost și norocos oarecum, pentru că după sfințire superiorii v-au permis să vă reîntoarceți și să fiți, de fapt, acasă, la Mărgineni, și v-ați desfășurat activitatea în acea comunitate, fiind, de altfel, și foarte aproape de familie, astfel. Cum puteți rezuma în câteva cuvinte activitatea dumneavoastră din perioada 2000-2007 de la Mărgineni? Este adevărat că eram foarte aproape de familie, dar nu au ezitat să-mi spună, Gică, ne auzeam mai des, chiar dacă scriam și așteptam un răspuns la 2 săptămâni sau știu eu, ne auzeam mai des, ne scriam mai des decât acum când ești aproape. Pentru că am încercat totuși să fiu prudent, să fiu atent, să nu se interpreteze că, vezi, Doamne, pentru mine era un loc de misiune, Mărgineniul. Iar când mi s-a propus să revin la Mărgineni, eram al doilea preot din generația nouă care se reîntorcea în țară. Și primul fiind de rit greco-catolic, eu eram primul de rit romano-catolic care reveneam în țară. Și superiorii mi-au dat cel puțin scrisoarea de ascultare, sunt enumerate cel puțin 2 misiuni, prima aceea de a funda de un cămin pentru adolescenți, pentru a relua tradiția pe care la Asumțiune exista și există în continuare, de a funda un cămin pentru adolescenți și de a colabora, conlucra în strânsă legătură cu surorile oblate cu privire la copiii de la Casa Sfânta Maria. Ei, și bineînțeles că mi-a trebuit un an în care am parcurs toate parohiile din jurul Bacăului pentru a le explica părinților parohi, iată ce proiect avem, ce ne propunem să facem. Bineînțeles, unii au fost generoși, mi-au deschis ușa, alții m-au ținut pe prag și din prima, voi duceți-vă, nu știu ce, noi vocațiile le păstrăm pentru noi. Astăzi nu mai este cazul, a fost o evoluție, nu? Dar un an de zile de ce am făcut lucrarea aceasta și după aceea, în septembrie, am deschis efectiv cu 14 tineri, am început lucrarea aceasta. Bineînțeles că între timp, nu părintele paroh de atunci, Iosif de Măter, nu avea vicar și am acceptat să fiu colaboratorul, am contribuit. Și a început o aventură nouă, foarte frumoasă, cu tinerii din Mărgineni și nu numai din Mărgineni, și din împrejurim, pentru că organizam deseori activități, zile de reculegere, cu de formare, catolică, cu salezienii, absolut, cu acțiunea catolică, efectiv, deci am deschis și am fondat sau consolidat acțiunea catolică pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, cu întâlniri în fiecare săptămână, ieșiri, am inventat și colindul de Paști, nu numai de Crăciun, da. Mergeam împreună cu ei, menționez bine, nu îi trimiteam, mergeam împreună cu ei pentru a tăia lemne la bătrânica X, pentru a face curățenie, pentru a zugrăvi. Putem spune, părinte, că aveați viața pe care v-ați dorit-o atât de mult și v-ați îndeplinit, simțeați că e visul pe care l-ați avut de mic copil, nu? Atunci, la 10 ani, când v-ați gândit prima dată ce facem noi dacă nu se întoarce părintele paroh, acum sau atunci trăiați viața la care ați visat? Cred că da, și într-un mod inconștient. Exact. Și într-un mod inconștient, dar ceea ce sunt astăzi sunt datorită tuturor acestor experiențe și a persoanelor. Pentru că, da, studiile de teologie sunt foarte bune, sunt și mi-amintesc, fac o mică paranteză, un exemplu care m-a lucrat mult timp interior, eram la Strasbourg pe atunci când... Pentru că după activitatea de la Mărgineni 2000-2007 ați fost trimis
Am fost trimisă, după Strasbourg. Aceea, da, exact. Deci și, vă ne povestiți exact din acea perioadă. Și din acea perioadă, la care eu mă pregăteam foarte mult pentru predici, sau predica mea era deja gata, făcută între ghilimele, trebuia doar să o pun în ordine, de împărtășirile pe care le avem, pentru că în fiecare marți laicii se întâlnesc, discutăm cuvântul Domnului, îl citim, fiecare împărtășește cu textele de duminica viitoare, nu? Și deci aveam deja predica pregătită. Și mă pregăteam lucrul acesta. Încep lunea, citesc textele, meditez, miercuri le reiau, scriu un cuvânt, o frază, ceea ce îmi vine până să ajungă. Deci așa lucrez eu pentru o predică. De multe ori se spune, e rapid sau știu eu, nu corespunde, nu, dar se simte când este pregătită. Și la sfârșitul unei liturghii, cum este obișnuința, mergeam pentru a saluta credincioșii, nu? Și un cuplu, la 45 de ani, așa îmi spune: știi, Gică, am vrea să spunem ceva. Vedem, simțim, este bine, te străduiești. Predicile sunt lucrate, e bine, dar tu știi, noi suntem persoane citite, noi suntem instruiți. Dacă vrem predici, internetul este plin. Ceea ce contează mai mult pentru noi este ceea ce ești cu noi. Ceea ce ești cu noi. Și ei au dreptate. Mai ales astăzi, predici, comentarii găsești câte vrei și câte nu vrei. Dacă ai această sete, această foame de a căuta. Da, și pentru a reveni la Mărgineni, au fost 7 ani, într-adevăr, în care consider că am semănat, iar astăzi mă bucur să regăsesc de anul trecut, da, m-am întors și mă bucur să regăsesc aceste cupluri astăzi care sunt și la care am contribuit și eu cu darul meu, cu carisma mea și asumțiunea în general, pentru că casa le era deschisă oricând, oratoriul nefiind terminat. Și o lucrare pe care aș fi vrut să o inițiez, dar contextul face că, deocamdată e mai bine să fie așa, îi găsesc pierduți, pentru că o parte dintre ei au făcut experiențe și în străinătate. După care și-au dat și ei seama de ce să fiu sclav la alții și nu pot să vin să deschid o afacere la mine în țară, să-mi fondez. Și nu se mai regăsesc nici în biserica locală, nici în comunitate. Sunt așa. Și sunt sensibil la ce propoziție de credință, de formare, de maturizare a credinței le putem oferi acestor cupluri care au fost plecați, s-au inculturat acolo, au revin, găsesc un alt mod, un alt comportament, un alt mod de a predica, de a celebra, de a nu fi salutați la intrare, la ieșire, la, cum spuneam, tot în sacristie suntem. Aveți atul de a vă fi desfășurat activitatea și în străinătate și exact. Cred că înțelegeți foarte bine ceea ce ei simt, ceea ce ei au cunoscut dincolo de hotarele țării și atunci din nou sunteți favorizat de viață, de soartă, pentru că n-ați avut un parcurs ușor, părinte, îndrăznesc să spun, iată, după 2 emisiuni în care noi am trecut fugitiv prin ceea ce s-a întâmplat. Trăirile cu siguranță sunt mult mai profunde și poveștile sunt mult mai multe, dar ați fost oarecum un încăpățânat al sorții și v-ați ținut de ceea ce ați visat și v-ați dorit. Și acum, pentru că suntem pe final de emisiune, îndrăznesc să vă rog să spunem câteva cuvinte de mulțumesc. Cui și pentru ce? Mulțumesc, evident, familiei mele, naturale, în primul rând, fraților, sorei, nepoților pe care i-am și 4 dintre ei i-am și cununat. Deci le mulțumesc lor în primul rând, mulțumesc
familiei asumționiste, mulțumesc și congregației care mi-a deschis drumul, nu am citat-o pentru că e mai bine să rămână anonim, dar au fost deschizători de drumuri și le mulțumesc. Un singur lucru am reținut de la ei și care ni se repeta deseori, lasă-te condus de Duhul Sfânt. Sunt cuvintele Sfântului Paul, lăsați-vă conduși de Duhul Sfânt. După care, evident, o mare, mare mulțumire și recunoștință tuturor fraților, surorilor pe care i-am găsit și confraților preoți diecezani cu care am colaborat, colaborăm și astăzi și vom continua să colaborăm și mâine și tuturor laicilor care m-au format, pentru că ei m-au format la Școala Vieții și un gând deosebit pentru domnul Mihai Chițac, care a făcut parte din proiectul social pe care l-am deschis la Măgura pentru a ne ocupa de adolescenți. Era familia Chițac, Monica și Mihai, dar care din nefericire ne-a lăsat foarte repede făcând un infart. Pe urmă au fost familia Bostan, doamna Monica și Mitică, Iosif, Marcica Pătrașcu, Bejan, Cristina, etc. Pe toate aceste persoane nu avem cuvinte de gratitudine și de recunoștință pentru colaborarea lor și, bineînțeles, un mare și grandios mulțumesc dumneavoastră, la întreaga echipă și vă doresc să puteți continua să transmiteți pe mai departe și să găsiți persoane care să împărtășească cu umilință, cu simplitate, ceva din viața lor care ne ajută să învățăm și să creștem. La fel și eu, în numele întregii echipe, vă mulțumesc pentru împărtășire, pentru aceste două emisiuni pline de cuprins, pline de povețe și povești, așa cum se spune, și vă doresc să rămâneți același încăpăținat în sensul pozitiv, vesel și mai ales, așa cum ați zis, să reușiți să păstrați Biblia într-o mână și oamenii cu tot ceea ce li se întâmplă și e important pentru ei în cealaltă. Mult succes! Mi s-a spus deseori că sunt încăpățânat, semăn cu părintele Dalzon. Dar e un compliment, nu-i așa? Este un compliment generos, îndrăzneț și solidar. Dumnezeu să vă ajute! Vă mulțumesc frumos! Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți cu Ercis FM și Angelus TV. Suntem aproape de dumneavoastră și ne dorim să ne păstrați în casele și inimile dumneavoastră pentru a primi din ceea ce noi vrem să vă dăruim, din împărtășirile celor prezenți în studiourile noastre. Toate cele bune! Interviul săptămânii la Ercis FM.